Bun, suntem live și pe Face, deja pe Instagram. Salutări tuturor! Astăzi am intrat puțin în direct, așa cum anunțam și ieri, pentru că în weekend am trecut printr-o sesiune excelentă despre mentalitate și am vrut să mă împărtășesc și vouă despre mentalitate, consider că este un lucru care ne afectează pe toți, în absolut tot ceea ce facem. Eu sunt Milentina Marcus și astăzi vă salut din Timișoara. Și am vrut să intru foarte puțin în direct să vă spun despre mentalitate, pentru că observ foarte mult partea aceasta de mentalitate și cred că este ceea ce noi ar trebui să dezvoltăm enorm de mult, pentru că inclusiv în business-ul pe care îl fac, inclusiv în tot ceea ce se întâmplă în jur, vedem persoane care fac exact același lucru, unele reușesc, altele nu. Și exact aceleași instrumente, același mediu, wow, vedem aceleași lucruri, salutări tuturor și se întâmplă ca o persoană să reușească un an nu. Și de timp apare discuția de ce se întâmplă asta. Cred că mentalitatea este partea în care, la care trebuie să ne uităm mai mult și cred că avem exemple și în țară, avem exemple și în business-uri, avem exemple și tot, că mentalitatea face enorm de mult diferența. Da, așa cum vă spuneam, salutări! Eu vă salut din Timișoara, sunt foarte curioasă de unde intrăm în direct, pentru că tot timpul îmi place să mă conectez cu persoane, mai ales că știu că suntem și din alte țări, suntem și din alte zone. Bun, și vreau să vă zic de partea asta de mentalitate, deci tot timpul avem partea aceasta să ne dezvoltăm mentalitatea și am primit o întrebare excelentă pe care vreau să mă împărtășesc. Cum îți dai seama că ai o mentalitate bună? Ok, pentru că intrăm într-o activitate, intrăm într-un business, intrăm într-un job, intrăm într-un lucru de genul și după care facem acțiunile, dar mentalitatea e cea care definește foarte mult. Și într-un job sau într-un business, vezi persoane, v-am zis, cu aceleași instrumente, cu aceeași piață și unii reușesc, alții nu. Mentalitatea este cea care face enorm de mult diferența. Dar cum îți dai seama că ai o mentalitate bună? Salutări, Corina! Te pup! Salutări! Foarte curioasă de partea aceasta. V-ați pus întrebarea asta vreodată. Cum îmi dau seama că am mentalitatea bună pentru ceea ce fac? Deci pe Nico din Timișoara, te pup, Nico! Salutări! Deci, întrebarea asta a început să mă obsedeze în ultimul timp, în ideea în care stau și mă gândesc, ok, eu am mentalitatea potrivită pentru creștere, eu am mentalitatea bună pentru ceea ce vreau să fac, sau doar mi se pare că am o mentalitate bună. Și atunci am zis să împărtășesc cu voi trei alegeri pe care și eu le-am învățat de la John Maxwell, din cartea lui John Maxwell, Puterea celor cinci, și despre partea aceasta care sunt trei alegeri pe care să le faci ca să îți dai seama, ca să ai o mentalitate bună. Mai ales că mentalitatea nu este o chestie cu care ne naștem. Mentalitatea este o alegere, adică alegem să avem o mentalitate potrivită, alegem să avem o mentalitate bună și alegerea asta este, da, în fiecare zi. Așa că în fiecare zi trebuie să alegem să avem o mentalitate bună. Vorbeam despre partea în care în fiecare zi suntem provocați și să avem o mentalitate bună. Este alegerea noastră, este alegerea care face diferența în tot ceea ce facem. Așa că citeam în cartea lui John Maxwell și am vrut să împărtășesc cu voi trei alegeri pe care să le faci ca să dai seama, ca să-ți dezvolți o mentalitate bună și să te expui cu o gândire potrivită în acțiunile tale. Și foarte curioasă, aveți un job, aveți un business, comentează dacă ești într-un job sau business, pentru că oriunde ai fi, mentalitatea e cea care face enorm de mult diferența. Cele trei alegeri despre care vă vorbeam sunt, în primul rând, să alegi să fii realist. Asta m-a plăcut foarte tare, să alegi să fii realist. Și aici este un lucru pe care am observat în business-ul cu care lucrez și în business-ul meu Forever. Văd foarte multe persoane, v-am zis, care acționează la fel, care poate unii muncesc mai mult decât alții, dar cei cu mentalitatea potrivită reușesc să aibă mai mult succes. Văd partea aceasta că se confundă a fi realist cu partea de nu vreau să fiu negativist. A fi realist nu înseamnă a fi negativist, înseamnă să pur și simplu să-ți cunoști unde ești în momentul actual, să-ți definești realitatea. Asta te face să înțelegi bine de unde pleci ca să ajungi acolo unde vrei. Eu tot timpul asemăn cu partea dacă mergi într-un
Într-o călătorie și ai o destinație, tot timpul pui GPS-ul ca să-ți definești, ca să-ți definești ruta, pui GPS-ul. Ce înseamnă partea de GPS? Este că stabilești punctul de unde pleci. E, dacă stabilești punctul de unde pleci și trebuie să știi foarte bine GPS-ul, să-ți calculeze ruta, trebuie să calculeze foarte bine de unde pleci. Foarte multe lume nu sunt realiști. E, dar realitatea, faptul că ești realist, îți dă și credibilitate. Te face să fii și credibil, te face și să înțelegi foarte bine care este ruta care să te ajungă. Să te ajute să mergi la destinație. Foarte multă lume observa că se ferește de partea aceasta de a fi realist, confundă cu a fi negativist, ceea ce nu are nicio treabă, ci doar pur și simplu de a-ți defini exact punctul de unde pleci. Pentru că dacă nu-ți definești exact punctul de unde pleci, nu poți să stabilești ruta pe care vrei să iei pentru a ajunge acolo unde vrei. Adică e clar că deja apar diferențe de rută. Deci, prima alegere este, dacă mentalitatea este o alegere în fiecare zi, prima alegere ar fi să fim realiști, să fii realiști, să înțelegi exact unde e și în business-ul tău, și în job-ul tău, să-ți definești clar cadrul, să-ți definești clar unde ești cu abilitățile, ce abilități mai ai de dezvoltat, adică să-ți definești foarte clar partea asta de realitate, pentru că în momentul în care tu îți definești partea de realitate, poți să-ți definești foarte bine acțiunile, poți să-ți definești foarte bine să te faci mai responsabil, îți definești mai bine partea de disciplină, adică în momentul în care ești realist și înțelegi mult mai bine partea de realitate, altfel îți dezvolți călătoria ta în care ești. Deci parte din mentalitatea bună este în primul rând alegerea de a fi realist. O altă alegere pe care mi-am notat-o din puterea celor cinci este să te lași îndrumat. Asta iarăși este o mentalitate este excelentă pentru o mentalitate bazată în o mentalitate care să aibă bază în direcția succesului, pentru că te lăsa îndrumat înseamnă foarte mult eu zic tot timpul, a-ți scurta călătoria, pentru că decât să descoperi tu anumite lucruri care funcționează sau nu, mai bine lasă-te îndrumat de mentor, de coach care îți arată ce funcționează sau ce merge mai bine. Iar și eu în business coachez foarte mult persoanele, le pun în mediul potrivit de creștere, exact pentru partea aceasta de a defini mai ușor călătoria. Eu am în partea mea și mă las foarte mult îndrumată, inclusiv am mentor pe partea de dezvoltare personală, pe leadership, am mentor pe partea de public speaking, am mentor inclusiv pe sport, am coach pe partea de sport. Adică în toate domeniile mă las învățată și mă las îndrumată. Asta este iarăși mentalitatea potrivită. Pentru că eu știu, am trecut prin partea asta, eram la început în business, primele luni am zis, este ok, las că știu eu ce am de făcut, îmi dau eu seama repede. Ceea ce n-a fost ok, fiind un domeniu total nou, a trebuit să învăț, a trebuit să... Și după 3 luni, când am văzut că nu am rezultatele potrivite, mi-am dat seama că asta era ceea ce mie îmi lipsea, nu mă lăsasem îndrumată, fiind un domeniu nou, am presupus că știu ce să fac. De aceea văd foarte multă lume că presupune, las că îmi dau seama, las că presupune ce trebuie făcut, lasă-te îndrumat, stă la asta. În al doilea rând, cine te îndrumă este un mare pas și o mare decizie, pentru că văd persoane care, de exemplu și în domeniul nostru, de network marketing, profesionist, văd persoane din alte domenii, inclusiv dezvoltare sau personală, sau care își dau cu părerea network marketing, nu are nicio treabă. Da, dezvoltarea personală te ajută să dezvolți o stare mentală potrivită, dar partea de acțiuni în domeniul nostru sunt definite de profesioniști în domeniul respectiv. Așa că cine te îndrumă? Cine îți spune acțiunile? Cum te îndrumă? Adică și eu am pe, așa cum spuneam, mentor pe leadership, am mentor pe public speaking, am mentor pe partea de network marketing, pe cel mai tare din lume, Eric Worre. În fiecare miercuri seara am sesiuni cu el și cu câteva persoane într-un mastermind special pe partea asta, nu a network marketing vorbim, și acțiuni profesioniste în această direcție. Am mentor pe partea de social media, de exemplu, despre partea aceasta de social media. Deci, cine te lasă, te îndrumă pe fiecare bucată pe care vrei să dezvolți iarăși este o mentalitate. Alege să te lași îndrumat. Iarăși, o chestie foarte importantă este de a treia, poate, alegere este să alegi să fii pozitiv, să te pui într-un mediu pozitiv.
Văd foarte multe persoane și în businessul nostru și în general, în orice fi, preiau partea negativă, preiau informațiile negative și suntem într-o societate în care suntem bombardați cu lucruri negative și panică creată. Eu de multe ori spun că este poate în exces creată, că nu este chiar, nu sunt lucrurile chiar așa de dure, dar se dorește partea asta de a ne crea panică, de a te pune în medii negative, de a vedea părțile negative când pune-te în medii pozitive. Este o alegere pentru a avea o mentalitate potrivită. Pune-te într-un mediu pozitiv, într-un mediu de oameni care reușesc. Mi-aduc aminte, la început aveam foarte multe persoane în jurul meu, la începutul meu în business, aveam foarte multe persoane în jurul meu care îmi spuneau cum nu funcționează, cum nu o să meargă, cum nu o să iasă, cum nu o să simt că nu are niciun rost, că online-ul nu este atât de potrivit și ce visez eu că să pot lucra online de oriunde doresc. Adică era un mediu care nu era potrivit, nu-mi definea, nu m-a lăsat să creez o mentalitate potrivită pentru a reuși. Și atunci am ales să mă pun într-un mediu potrivit și am spus, ok, vreau să cunosc oameni care să-mi spună cum să reușesc, nu cei care nu, care îmi spun cum nu să reușesc. Și așa că asta este, pune-te într-un mediu potrivit. Este un lucru fantastic să te pui în mediu potrivit. De aceea, de exemplu, noi am creat în Success Team, mediul pe care l-am format, comunitatea pe care am format, am creat un mediu potrivit în fiecare dimineață, la 9 și jumătate, avem Power Hour, în care fiecare intră și ia forța și ia acea energie, și ia pozitivismul, se încarcă, creăm acea setare bună pentru a avea o zi reușită. Ciao, Carmen, te pup! Hello! Deci, pune-te în mediu potrivit și lasă-te partea asta să fii pozitiv. Vezi părțile pozitive. Chiar dacă suntem realiști, suntem pozitivi în tot ceea ce vedem, găsim soluțiile. Pozitiv mie mi se pare și când vezi un mediu care are provocări să-ți găsești soluții, este pozitiv, adică te uiți pe partea de soluții, nu ales te uiți pe partea negativă de provocări și cum nu reușești. Adică astea trei lucruri sunt lucrurile pe care aș putea să le spun pentru o mentalitate potrivită. În primul rând, despre cum spuneam, alege să fii realist, este primul lucru pentru o setare mentală, pentru o mentalitate potrivită de a reuși. În al doilea rând, lasă-te îndrumat și vezi de la cine te lași îndrumat, pentru că lucrurile astea fac enorm de mult diferența. Și vă dau un tips pe care eu îl folosesc foarte mult când aleg vocea și cine mă las mă îndrume. În primul rând, mă uit, ok, în ce domeniu vreau să mă las îndrumată, în domeniul X, ok, cine este cel mai bun în acel domeniu? Adică nu o să las o altă voce din alt domeniu, conex sau ceva să-mi vorbească pe acel sector, ci pur și simplu mă duc și mă uit cine e cel mai bun. Dacă nu-mi permit să ajung la persoana respectivă, pentru că, de exemplu, nici la Eric Worre, care este cel mai mare în lume pe network marketing, n-am reușit, sau la persoana care este cel mai bun în compania noastră, n-am reușit să ajung din prima. În schimb, am urmărit toate materialele de pe YouTube cu persoana respectivă, am citit toate site-urile, toate blogurile, tot ce acea persoană crease. De ce? Ca să fiu cât mai aproape de ideile acelei persoane, fiind cel mai bun în domeniul respectiv. De aceea, când aleg să merg în ceva, mersi, Carmen! Mersi, dacă ești super drăguță. De aia, când aleg să merg într-o direcție, mă uit cine e cel mai bun în acel domeniu, exact în acel domeniu. Și, foarte important, să demonstreze că a făcut acel domeniu, pentru că dacă doar își dă cu părerea despre cum funcționează un mediu, nu prea sunt super încântată să aleg o astfel de voce în viața mea. Adică cineva care a reușit, de aceea, oamenii, de exemplu, care am luat ca și voci, mentorii în business-ul meu, sunt oameni care au reușit, care au construit business-uri mari, de milioane de dolari în acest domeniu. Dacă merg în public speaking, cine este super prezent în public speaking, cine a construit un business public speaking, cine este un mentor bun în public speaking, leadership, cine e mai bun în leadership, adică un om care se demonstreze că a practicat partea asta, nu doar când vorbește din cărți, e foarte important și am observat-o enorm de mult pentru că îmi fac foarte mult diferența și aleg, mi se pare una dintre cele mai tare alegeri pe care pot să o fac în viața mea, de la cine învăț. Așa că lasă-te îndrumat de cel mai bun în bucata respectivă, chiar dacă n-ai acces
Avem acces la YouTube, avem pe online, avem o grămadă, adică pot să interacționez cu persoana respectivă, chiar dacă nu pot, poate să-mi plătesc un curs sau ceva de genul. Deci lasă-te îndrumat și în al treilea rând, pune-te în medii pozitive, să ai o atitudine pozitivă, să ai o atitudine de încredere, încredere în tine, încredere în ceea ce faci, lasă-te într-un mediu de încredere și, cum spuneam, într-un mediu pozitiv sau pune-te, ia-i, te pup, dragă Erica, e super, succes și ție, te pup. Lasă-te într-un mediu de genul acesta care care îți creează partea asta pozitivă. Bun, este alegerea noastră. Este alegerea noastră în ce medii suntem. De multe ori spunem ok, dar tot este negativ în jurul meu. Eu am o expresie, ok, nu sunt o plantă, mă pot muta. Nu sunt o plantă ca în apartament unde mă pune acolo să stau. Adică mă pot muta, pot să crezi, pot să-mi aleg eu, pot să-mi generez eu un mediu, pot să mă duc să-mi caut mediile astea care să mă susțină. Vă spun sincer, a făcut enorm de mult diferența la începutul business-ului meu, unde toată lumea în jur, toți cunoscuții mei erau negativiști despre acest business care, uite, demonstrat că funcționează și ei nu aveau dreptate în partea asta, în schimb erau negativi și se creează un mediu negativ pe bucata asta. Nu înseamnă că nu sunt pozitivi în altă parte, mama mea și restul sunt foarte pozitivi în altă parte, dar îmi creau un mediu negativ în această direcție, așa că m-am dus să-mi caut eu mediu pozitiv care să mă susțină, pentru că îmi dădeam seama că am nevoie să fiu pozitivă în direcția asta. Ok, da, uite și spune și Carmen că despre follow-up. Da, învăț foarte mult pe oameni despre follow-up, avem un sistem excelent de follow-up, de aceea clienții devin clienți fideli și devin oameni care, cu care dezvoltăm o relație, nu doar o cumpărat odată. Da, ok, super, da, nu lăsa clienții, sunt oameni care dezvoltăm o relație și cu care colaborăm și după ani de zile. Exact, bun, deci asta este foarte important. În primul rând, puneți întrebarea aceasta despre cum crezi că ai mentalitatea, că ai mentalitatea potrivită pentru a reuși și faci alegerea asta de a avea o mentalitate foarte bună în fiecare zi. Adică nu este vorba, am ales o dată sau am ales o dată la o lună sau în fiecare zi trebuie să alegi să ai mentalitatea potrivită pentru a reuși. Nu uita să alegi să fii, să fii pozitiv, să te lași îndrumat și, bineînțeles, să fii realist. Așa că asta am vrut să vă transmit astăzi. Să aveți o zi superbă, să faceți alegerile foarte bune pentru o mentalitate potrivită, pentru că, așa cum vă spuneam la început, face enorm de mult diferența. Mă uit în business, mă uit la oamenii cu care lucrez, mă uit la oamenii pe care îi mentorez zi de zi, că sunt persoane care fac exact același lucru, sunt persoane care au la bază aceleași instrumente, acționează exact pe aceeași piață, dar îmi dau seama că mentalitatea face enorm de mult diferența între cei care reușesc și cei care duc mai greu sau poate chiar nu reușesc și renunță până la urmă. Așa că vă urez să faceți o alegere super potrivită pentru asta. V-am pupat, o zi superbă să aveți! Ciao tuturor, vă pup! Ciao și lăsați-vă îndrumați! Ciao, ciao!